100 de ani împliniți și 3 luni. Acesta este Badea Ioan Colțun, ultimul veteran de război din Solca. Deși nu a avut o viață ușoară, bătrânul este mereu vesel și foarte ospitalier. Pășește greu, însă atunci când i-am trecut pragul casei, s-a oferit să ne aducă măcar câte un scaun, că așa a învățat el de la părinți că trebuie să se comporte cu musafirii. În camera în care locuiește are două paturi, o plită, un suport pentru căni și două dulapuri. Pereții camerei sunt acoperiți cu o carpetă țesută în sat. De un cui bătut în perete atârnă o ramă în care sunt îngrămădite mai multe fotografii de familie. Printre acestea, în colțul de jos al tabloului, este și o fotografie cu Badea Ioan de pe vremea când era tânăr militar. Noi am fost 10 copii la părinți. Eu sunt cel mai mare. A fost înrolat în armată la vârsta de 23 de ani, imediat după ce s-a căsătorit cu doamna Maria, pe care a cunoscut-o la biserica din Solca și cu care a făcut 2 copii. A rămas căsătorit timp de 57 de ani, numai că pe 10 dintre aceștia i-a petrecut pe front. A luptat în cel de-al doilea război mondial și a fost prizonier al rușilor, alături de alți 1000 de români și 10.000 de nemți timp de 3 ani. Nu era sanitariul lângă mine. Rămâneam acolo pe câmp, în fața Odessa. Pe 30 ianuarie m-a rănit. Odessa a fost înconjurată de 20 august până la 3 septembrie. Și de dreptul 16 octombrie o căzut. Românii cu nemții o vrut să reie întreagă, era frumoasă Odessa. Și nu putut o lua, că rușă era vinete mari, nu știu cum. După 10 ani de armată, s-ar putea crede că statul român îl recompensează măcar la bătrânețe pe Badea Ioan. Dar nu este așa. Bătrânul, de care are grijă o nepoată, are o pensie lunară de puțin peste 500 de lei. Eu sunt și rănit, invalid de război. Am 5.100.000 de... Deși banii sunt puțini, Ioan Colțun nu se plânge. Veteranul se bucură de respectul celor mai tineri din Solca, precum și de atenția primarului. Când a împlinit vârsta de 100 de ani, Ioan Colțun a devenit cetățean de onoare al orașului Solca. Are o rețetă când am venit și am la aniversarea pentru 100 de ani, pe 3 ianuarie. L-am întrebat care e secretul longevității lui și a zis vinul bun. Vinul bun? Și femeia frumoasă. Acum bătrânul trăiește foarte simplu. Nu și-a schimbat preferințele culinare de la vârsta de 7 ani. Nu a fumat niciodată și nici nu a stat prin spitale decât atunci când a fost rănit pe front. De la 7 ani, 6 ani, îi mămăliga de păpușoare și brânză de oi. Nu mai am oi. Orașul Solca a avut 77 de veterani de război. Din păcate, 76 dintre aceștia s-au stins. Badea Ioan Colțun însă trăiește și îi poate învăța pe cei mai tineri să se bucure de viață, așa cum face el zâmbind sincer fiecarei persoane care îi trece pragul casei. Am fost 77 de oameni și ultimul a rămas eu. Nu știu până când.